Cum arată noul Saints Row? Câte expansion-uri sunt pe țeavă pentru World of Warcraft? Ce jocuri cu zombi ni se mai pregătesc? Și, evident, câștigătorul cutiei cu goodies prin care sărbătorim 5 ani de NewsX. Cel mai nou show Nintendo Direct a dezvăluit noile modele de console 3DS și 3DS XL cu îmbunătățiri la ecrane, un CPU upgradat și un browser care suportă acum clipuri HTML5. Conform Nintendo, consolele au acum un giroscop cu care fac head tracking pentru a oferi un efect 3D constant din mai multe unghiuri. Alte noutăți constau în stick-ul analog de partea dreaptă a lui 3DS XL pentru controlul camerei, două triggere în plus, butoanele ABXY în culori vii și suport pentru cardul microSD. Noile 3DS-uri vor fi lansate în Japonia anul acesta și cândva, prin 2015, vor ajunge și în Europa și US. Volition, developerul seriei Saints Row, a făcut vâlvă la PAX Prime cu două vești mari. 1. A oferit public development kit-ul lui Saints Row 4 de PC, permițându-le modelilor să facă ce vor cu acest joc. În mod normal, asta ar însemna că vedem jocuri cu dildo-uri pe post de arme și personaje mega dubioase, însă, având în vedere cum o arde Saints Row, viitoarele moduri vor fi cu siguranță mult mai demente. Și știrea numărul 2, Get Out of Hell, un expansion standalone, cum se poartă zilele astea, care te va trimite în ianuarie 2015 la o plimbare prin iad. Literally. Povestea e simplă. Johnny Gat și Kinji încearcă o placă Ouija și ajung în iad să se ia la bătaie atât cu demonii cât și cu personaje istorice foarte faimoase. Un co-op online pentru 2 jucători și o mărime cât cam jumătate din Steelport, Get Out of Hell se anunță a fi foarte mișto. În plus, faptul că este standalone înseamnă că nu-ți trebuie jocul original să-l încerci, iar prețul reflectă asta. Doar $20 la lansare. Expansion va fi disponibil pe PC, 360, PS3, PS4 și Xbox One. Dacă n-ai jucat Saints Row 4, îl vei putea cumpăra pentru consolele next gen în varianta Re-Elected, care costă $50 și include expansionul Get Out of Hell. Până atunci, te las cu primul trailer și un scurt gameplay demo postat de IGN. Zilele astea, BioWare a dezvăluit că Dragon Age Inquisition va avea un mod de co-op online pentru 4 jucători bazat în întregime pe looting. Cele 3 campanii de multiplayer vor genera random un nivel imens compus din secțiuni mai mici care se schimbă de fiecare dată când joci. Mișto, nu? În plus, am găsit pe YouTube și un demo pentru aplicația Keep, despre care am tot auzit de vreo 2 luni încoace. Keep îți permite să modifici deciziile luate în Dragon Age Origins și Dragon Age 2 și să le importi în Inquisition, de putea să-ți modifici quest-uri, atributele eroului și așa mai departe. Pentru mai multe detalii, demo-ul te așteaptă mai jos. Tot acolo găsești și un link către beta-ul aplicației, unde va trebui să completezi un formular. Borderlands The Pre-Sequel primește și el un Season Pass pentru că... niciun pentru că mai toate jocurile fac asta acum. Revenind, acest Season Pass va costa $30 și va oferi accesul la 4 content pass-uri ce vin cu personaje și misiuni noi. Cei care la precomandă vor primi pe lângă asta și acces la conținutul numit Shock Drop Slaughter Pit. Bineînțeles, fiecare DLC va fi disponibil și separat la prețul de $10. Borderlands The Pre-Sequel va apărea în Europa pe 17 octombrie și va fi disponibil pe PC, PS3, 360, Mac și Linux. GamePlanet Australia a postat un interviu realizat la Gamescom cu Tom Chilton, Game Director la World of Warcraft. Printre detaliile legate de Gromash Hellscream ca bossul final din Warlords of Draenor, sau discuții legate de numărul de subscriber la joc, ce mi-a atras atenția a fost paragraful ăsta. Deja lucrăm la noul expansion și avem idei pentru alte 6 sau 7 update-uri viitoare, vreo 10 ani de idei din care ne putem inspira. Bine, parafrazez un pic, interviul a fost mult mai detaliat. Oricum, pentru cei care se îngrijorau că World of Warcraft îmbătrânește și rămâne fără subscriber, se pare că Blizzard n-are nici cea mai mică intenție să-și abandoneze proiectul preferat. Weekendul trecut, în cadrul evenimentului Japan Gamers Live, Tecmo Koei a anunțat că jocul Dead or Alive 5 vine pe Next Gen pentru Xbox One și PS4. Jocul se află în producție și va fi lansat în primăvara lui 2015 sub numele de Dead or Alive 5 Last Round. Din păcate, nicio veste despre o posibilă versiune de PC sau despre lansarea în vest. Am aflat și ceva noutăți interesante din conferința de presă a Sony organizată în anticiparea Tokyo Game Show 2014. Capcom Unity a confirmat că Resident Evil Revelations 2 va fi lansat pe PC, 360, PS3, Xbox One și PS4 la începutul anului viitor. Revelations 2 nu-i va mai avea pe Jill Valentine și Chris Redfield în rolurile principale, ci niște eroi noi într-o locație la fel de fresh.
Cât despre imagini din joc, pe acelea le vom vedea în curând, fiindcă se pregătește un demo pentru TGS. Și Bloodborne, noul joc de la From Software, a primit o dată de lansare, 5 februarie 2015. Totuși, asta va fi lansarea în Japonia, despre Europa și America nu știm nimic încă. Sony a anunțat că pentru a sărbători lansarea jocului Hack and Slash Dragon Quest Heroes va exista o versiune de PS4 argintie, cu un fel de muc metalic destul de simpatic. Bineînțeles, probabil doar în Japonia. În cadrul PAX Prime, Atari a anunțat că va relansa jocuri horror clasice în variante mai moderne cu modificări la gameplay și poveste. Jocurile respective sunt Alone in the Dark și Haunted House, care vor fi relansate toamna asta pe PC în ediții speciale. Teasere pentru Alone in the Dark Illumination și Haunted House Cryptic Graves te așteaptă mai jos. Și că tot am menționat descrierea emisiunii, te invit să dai cu clicurile pe acolo, am lăsat o grămadă de linkuri interesante. Ai noutăți despre jocul cu zombie H1Z1 de la Sony Online Entertainment, care vine pe PC și probabil PS4, jocul cu zombie State of Decay, care vine în primăvară pe Xbox One, gameplay din Mortal Kombat 10 și Civilization Beyond Earth, plus alte nebunii. Acum să vedem cine a câștigat giveaway-ul pentru 5 ani de NewsX. Înainte să vedem norocosul, țin să vă mulțumesc pentru toate cuvintele de bine, share-urile și like-urile pe care ne le-ați dat. It was pretty awesome. Ah, can I have the hârtii, please? Pentru că suntem old school, am printat toate comentariile voastre pe 11 pagini și o să aleg unul la întâmplare. Care este supremul, care ne zice nu știu ce să zic decât la mulți ani. Păi nu știu ce să zic decât că ai câștigat giveaway-ul NewsX. Și atât.